Alexandru Chiran s-a născut la Zimnicea în urmă cu aproape 26 de ani. Până în anul 2010, viața sa a decurs normal, plină de idealurile și dorințele unui tânăr cu perspective. Totul însă s-a transformat într-un coșmar pentru el înainte de a împlini vârsta de 22 de ani, atunci când i-a fost depistată o boală cruntă, iar medicii au pus diagnosticul: tumora trunc cerebral. Totul a început în 2010, atunci a început el să simtă mai rău, avea tulburări de vedere și în 2011 a mers la medic, la neurolog, unde l-a diagnosticat cu miastenie gravis. A urmat un tratament pe bază de cortizon, iar la sfârșitul anului 2012 a început să aibă dureri de cap foarte tari, îl durea foarte tare la ceafă. Și a vorbit cu doamna neurolog, doamna doctor, să-i facă un RMN. Și în urma RMN-ului ne-a spus că are o tumoră de trunchi cerebral și care nu se poate opera și singura șansă ar fi să facă radioterapie. După nenumărate vizite fără rezultat la cabinetele unor medici, neurologi, neurochirurgi, oncologi sau radioterapeuți, nimeni nu îi mai dădea vreo șansă de vindecare. Are probleme cu auzul, cu mersul, cu înghițitul, vorbitul. Singura speranță care i-a mai rămas a venit de la medicii turci. Aceștia au găsit o modalitate de a-i veni în ajutor în lupta cu această boală nemiloasă și chinuitoare. O radioterapie mult mai avansată decât ceea ce se găsește la noi, numită CyberKnife. În 2008, după ce am terminat liceul, am hotărât să vin în București să-mi caut de muncă. Mi-am și găsit, aveam niște prieteni care deja erau în București. Mi-a fost mai ușor să-mi găsesc. În 2010 am început să mă deranjeze vederea. Mi s-a spus că mi este negrav și mi-a afectat vederea. Tratamentul pe care trebuie să îl urmeze la clinica privată din Turcia îl costă pe Alex suma de 20.000 de euro, bani pe care însă nu îi are. E tânăr și nu vreau să pățească ceva rău. În ianuarie 2013 am venit, i-am spus doamnei doctor că mă doare foarte rogăvul. Am hotărât să facem un RMN și în urma RMN-ului mi s-a pus diagnosticul. Am încercat să văd ce este de făcut. N-am vrut să-l arpens pe toată lumea. Și aici în România nu mi s-a dat prea multe șanse. Spunându-mi că nu există un tratament care să ajungă până acolo, să scoată acea tumoră, mi-a spus că trebuie să fac radioterapie. Dar radioterapie nu este eficientă și sunt prea multe riscuri. Astfel, destinul trist al acestui suflet aflat într-un moment de cumpănă poate fi totuși schimbat de noi. Donând o sumă cât de mică, îl putem aduce tot mai aproape de începutul unei noi vieți.